Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților n-o vor birui. Ați văzut cele două părți ale textului? În primul rând, Hristos zidește biserica, voi zidi biserica mea. Și a doua parte, porțile locuinței morților n-o vor birui. Dar, deși Hristos zidește biserica și biserica este a Lui, întrebarea mea este, ce caută Ada în Madagascar? Nu putea să fie și ea liniștită la casa ei, bucurându-se de tinerețe, că atâția dintre noi? Mă întreb și eu, ce-am căutat să colin lumea în cele două luni de zile în care am lipsit de aici? Aș vă mulțumesc pentru rugăciuni. Dragii mei, Hristos nu zidește biserica în timp ce noi stăm și gândim ca și gânditorul lui Roden, ci Hristos zidește biserica prin tine și prin mine. Ascultați-l pe Pavel, în momentul în care el s-a trezit, pentru că avea impresia că lucrează la lărgirea împărăției lui Dumnezeu, urmărind pe urmașii lui Hristos, când Domnul Iisus iese în cale pe drum spre Damasc, el realizează ce se întâmplă și în Galateni 2:20 prinde esența a ceea ce discutăm. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, spune el, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește prin mine. Observați, Hristos își zidește biserica în măsura în care tu și cu mine îi dăm mâinile noastre, viața noastră, energiile noastre, banii noștri, familia noastră, pe măsură ce le punem la dispoziția Lui. Esența idolatriei este să ne găsim un Dumnezeu care să ne slujească. Cine a turnat vreun idol sau a făcut vreun chip cioplit fără să fi tras vreun folos din el? Dragii mei, asta este esența idolatriei și de foarte multe ori noi creștinii gândim în acest tipar idolatru. Dumnezeu trebuie să intre în planurile noastre, El trebuie să ne slujească, El trebuie să ne vindece bolile, El trebuie să ne ia slujbe bune, copii sănătoși. Și Dumnezeu nu se supără să-i cerem, El ne dă până și un de lemnul care să ne înfrumusețeze fața și vin să ne înveselească inima și pâine să ne sature trupul. Dar nu uitați, noi am fost creați și răscumpărați pentru slava sa și nu el pentru slava noastră. Cu alte cuvinte, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În felul acesta își zidește el biserica. Și uitați-vă ce se întâmplă când te dai lui Hristos. Rămân lângă persoana lui Pavel, deși nu-i din Matei, dar este implicat, ține de implicațiile acestei evanghelii pe care Hristos a venit să o aducă. În 2 Corinteni, capitolul 11, supărat pe slujitorii care dărâmau biserica în loc să o zidească, el strigă în versetul 23, sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult, în ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr. De multe ori în primejdie de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am stat în adâncul mării. De multe ori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii printre frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și în sete, în posturi adesea, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă l-ai întrebat pe Pavel, de ce toate aceste lucruri? Când putea printr-o simplă decizie să trăiască o viață liniștită. La 28 de ani era mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul lui. Era, dragii mei, mâna dreaptă a bătrânilor lui Israel. Poate că avea acces în sinedriu la o vârstă fragedă comparat cu ceilalți. Un om care avea de toate într-un fel. Când s-a întâlnit cu Hristos, s-a pus la dispoziția lui Hristos și asta a fost prețul care trebuie să-l plătească.
Noi zicem, Hristos zidește biserica, amin, este a Lui, El și-o zidește, El i-a așezat temelia, El a plătit preț de sânge. Dar o poate oare face fără tine și fără mine, fără noi? Fără ca să facem ce a făcut și Pavel, să spunem, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește prin mine. Dragii mei, dacă noi am crede cu adevărat că singura realitate pe care a venit Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să o mântuiască de pe planeta aceasta, așa cum Dumnezeu când a dat drumul la izvoarele pământului, a scos din potop un singur lucru, umblarea cu Dumnezeu, așa a venit Hristos să mântuiască din noroiul acestei lumi, doar biserica Lui. Am investi în lucruri care vor ține pentru eternitate. Un mare constructor de poduri, când s-a întâlnit cu Hristos, a zis, toate podurile pe care le-am proiectat vor arde. Un singur lucru rămâne, oamenii și cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când iei cuvântul lui Dumnezeu și îl investești în oameni, practic investești pentru eternitate. Investești pentru eternitate. Fiind în Statele Unite, mă uitam la știri să vedem ce se mai întâmplă pe acolo și cum datoria națională, suverană a Americii crește incredibil în fiecare secundă, dragii mei, au apărut oameni care zic că investește în argint, investește în aur. Cu alte cuvinte, îți trimitem și un seif. Asigură-ți toată truda vieții tale ca să nu se evapore banii printre degete, inflația să nu-ți mănânce tot ce ai agonisit. Dragii mei, indiferent cât aur și argint ai cumpăra, cât te-ai asigura, ca și bogatul căruia i-a rodit țarina, într-o noapte cineva bate la ușa ta și va zice, dă-mi sufletul. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dragii mei, investiția care rămâne pentru eternitate este în Biserica lui Hristos. Și Biserica lui Hristos sunt oamenii, acel oikos, acea casă a lui Dumnezeu. Filip m-a rugat să vă salut și eu și să vă spun din experiența mea ce ar trebui să faceți voi, ăștia mai tineri, după plecarea noastră. Dragii mei, am zis, cuvintele mele și părerile mele realmente n-au prea multă valoare. Și de aceea am zis, ce-ar fi să las pe Pavel să ne spună ce ar trebui să facem ca biserica să rămână în picioare. De la un astfel de slujitor care a plătit un astfel de preț, se merită să ceri sfaturi și să primești sfaturile lui. Și fiind în temnița din Roma, aproape de moarte, la sfârșitul vieții lui, el îi scrie mai tânărului Timotei. Mai tânărul Timotei avea cam vârsta lui Cristi și a celorlalți, da? Era în jur de 40 de ani. Și el a fost lăsat ca o extensie apostolică în Efes. Iar în prima epistolă, el vine și ne spune cu ce scop îi vorbește, cu ce scop îi scrie. Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Capitolul 3, versetul 15. Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Eu cred că se merită să luăm sfatul lui Pavel și tot ce aș face în minutele care mi-a rămas este să punctez cât un adevăr din cele 6 capitole ale cărții. Timotee, dacă biserica este a Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului, ea trebuie zidită pe adevăr, pe singurul adevăr care rămâne, pe adevărul cuvântului lui Dumnezeu, pe nimic altceva. Noi putem spune povești, putem întreține unii pe alții cu glume, cu lucruri interesante, dar singurul lucru pe care se merită să zidești este cuvântul lui Dumnezeu, această stâncă care nu se mișcă. În buricul Londrei, în buricul târgului, există o biserică, Westminster Chapel, și timp de 30 de ani, Dr. Martin Lloyd-Jones a fost cel care a propovăduit în această biserică. Imaginați-vă cum curgeau duminicile. E o biserică uriașă, cu trei rânduri de balcoane ovale, cu o sală imensă. Era arhiplină timp de 30 de ani. Oamenii veneau de la sute de mile depărtare să-l audă. El începea cu o rugăciune, cam un sfert de oră era rugăciunea lui introductivă, după care lua scriptura timp de 8 ani de zile, 8 capitole prin
Romani, timp de 6 ani de zile, 6 capitole din Efeseni și așa mai departe. Luați Scriptura, dragii mei, și oamenii veneau la Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat acasă și ce s-au gândit? Să mai facem o schimbare, atâta cuvânt, nu ieșit pe urechi. Ce-ar fi să cântăm un pic mai mult? A venit Artie Kendall în locul lui și a adus cele mai extraordinare formații muzicale. Dragii mei, s-a golit balconul de sus, s-a golit balconul din mijloc, s-a golit balconul de jos, s-a golit jumătate din auditoriu. Și când biserica a rămas pe jumătate goală, sus nu mai era nimica, Artie Kendall s-a zis în genunchi și și-a cerut iertare public și a zis: de azi înainte încep să propovedesc cuvântul. Când a început să propovedească cuvântul, s-a umplut sala și jumătate din primul balcon. Cel care mi-a povestit lucrul acesta era Londra în momentul acela. Biserica nu e un mall în care se simți bine. Biserica este un loc în care sabia aceasta cu două tăișuri a cuvântului să lucreze în inima ta, să rupă, să taie de pe noi tot ce am adunat în timpul săptămânii. Această temelie pe care ne zidim viața este și trebuie să rămână cuvântul lui Dumnezeu. Timotee, dacă vrei ca biserica să fie a lui Hristos și el să fie bucuros de ea, ea trebuie zidită pe învățătura curată a Scripturii. Nu este altă temelie. Fiecare să ia seama ce zidește deasupra, scrie Pavel Corintenilor. În al doilea rând, biserica nu-i chemată doar să se hrănească, să se bucure, ci chemată să dea mai departe ce a primit. Cu alte cuvinte, să fie preocupată de mântuirea oamenilor. Pavel începe așa, al doilea capitol din 1 Timotei: rugați-vă pentru toți oamenii. Dar de ce să te rugăm pentru toți oamenii? Pentru că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și pentru că Domnul Iisus Hristos s-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru toți, nu doar pentru unii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul său fiu. Cu alte cuvinte, venirea lui Hristos vizează mântuirea oamenilor. Dacă o biserică nu este preocupată de mântuirea oamenilor, întrebarea mea este, da, e o eclesia, e o adunare, dar nu e a lui Hristos, pentru că și-a pierdut capul, în primul rând, ca și biserica din Laodiceea l-a scos afară pe Hristos, și ținta, scopul. Cu ani în urmă, am spus, este important să nu ne limităm la o întâlnire publică. Aici auzi, dar ce auzi în 24 de ore pierde, 5% dacă mai rămâi din tot ce ai auzit. Și faceți exercițiul acesta luni seara, să vedem de ce vă aduceți aminte din ce ați auzit, Dumnezeu, la adunare. Și am spus, trebuie să ne adunăm, să discutăm aceste lucruri, să le ducem mai aproape de viața noastră. Și așa au pornit grupurile în biserică. Și noi am pus un slogan înaintea noastră, care probabil a rămas un slogan pentru mulți: niciun membru fără grup. Dar de ce e nevoie de un grup? Pentru că nu e suficient să stăruiești în învățătura apostolilor. Trebuie să stăruiești și în legătura frățească. Acolo poți pune întrebări, acolo te poți frământa cuvântul, acolo înțelegi ceea ce ai auzit. Sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. Doar așa aduci roadă. Un grăunte de 100, altul 30, altul 60. Dar dincolo de lucrul acesta, dragii mei, grupurile noastre ar trebui să fie locul în care ne invităm prietenii. Al doilea lucru pe care l-am amintit, nu doar niciun membru fără grup, ci niciun grup fără un snob. Întrebarea este, pe câți dintre noi ne frământă cu adevărat ceea ce e pe inima lui Hristos și pe inima Tatălui? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea asta stricată și pierdută, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El. Dar cum vor crede dacă n-au auzit? Și cum vor auzi fără propovăduitor? Și unde să pună întrebări oamenii ca să poată să ia decizii pentru Hristos? Aici toată lumea e cu minte, eu vorbesc, dumneavoastră tăceți, da? Dar trebuie să existe un spațiu în care să ne preocupe mântuirea oamenilor, să asistăm în frământările lor, în pașii pe care îi fac spre Hristos. Capitolul 3. Ca o biserică să fie a lui Hristos și să rămână în picioare în generația care vine, ea trebuie să fie cârmuită și slujită de oameni transformați de adevărul lui Dumnezeu, pe care îi recomandă, dragii mei, nu votul bisericii, ci însăși viața și slujirea lor. Cu alte cuvinte, biserica lui Hristos
este un loc în care toată lumea poate să slujească, pentru că noi suntem biserica 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Și de aceea putem să ne implicăm în slujire, nu trebuie să cerem aprobarea nimănui pentru asta. A nimănui pentru asta. În primul rând, Dumnezeu ți-a dat o biserică, este propria ta familie, celula fundamentală a bisericii. Și dacă în familia ta îți împlinești rolul, citește capitolul 3 din 1 Timotei, dacă în familia ta nu știi să chivernisești, să administrezi lucrurile, n-ai ce îngriji, nici biserica lui Dumnezeu. Lucrurile acestea sunt evidente pentru fiecare dintre noi. Cine nu-i credincios în lucrurile mici, nu va fi nici în cele mari. Dar ce te împiedică ca lângă familia ta să mai chemi o altă familie și să pornești în propria ta casă, în căminul tău, un grup și să chemi pe neamurile tale necreștine, pe prietenii tăi și în felul acesta să porți povara care este și pe inima lui Dumnezeu, mântuirea oamenilor. Trebuie slujită și cârmuită biserica de oameni transformați de adevărul lui Dumnezeu pe care îi recomandă însăși viața și slujirea lor. Dar mai mult, care știu să mobilizeze resursele bisericii. Dragii mei, noi toți îmbătrânim și odată cu îmbătrânirea noastră ne pierd energiile, nu mai putem alerga la fel de mult, cei tineri o iau înaintea noastră, dar cine te împiedică, chiar pe un pat de boală, să stai să te rogi, să porți poveri? Luptătoarele cărunte ale lui Dumnezeu din Timotei erau văduvele, care probabil trecuseră prin viață, își isprăviseră lucrarea, dar care puteau purta pe rugăci, pe genunchi, poverile bisericii. Cei mici, cei mari, cei bătrâni, cei tineri, toți avem loc în biserica lui Hristos dacă vrem să ne înjugăm alături de El la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Și mai este încă ceva. Vremurile sunt din ce în ce mai rele, dragii mei. Am venit îngrozit din Statele Unite, nu doar pentru ce am văzut în bisericile românești, m-am bucurat unde oamenii s-au bucurat de cuvânt, am plâns acolo unde am văzut că bisericile se rup și se frământă, dar m-am uitat la ce se întâmplă în general, pentru că cineva a avut curajul să citeze un text din 1 Corinteni, s-a făcut un scandal monstru în toată America, un scandal monstru, pentru că a avut curajul să citeze un text în 1 Corinteni într-un interviu. Trăim vremuri în care întunericul și moartea începe să cuprindă toate aspectele vieții. Dragii mei, într-o astfel de situație, e mare lucru să-ți păstrezi focalizarea, să nu te lași înghițit de materialismul acestei lumi. Cu cât avem mai multe, dragii mei, cu atât ne trebuie mai puțin Dumnezeu și mai puțin cuvânt. Și de aceea, mai bine să ne ține Dumnezeu în sărăcie decât să ne țină preasătului, să nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Eu îți spun, tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Dragii mei, Hristos zidește biserica prin tine și prin mine, prin Ada Vultur, prin oricine ai fi, dacă te dai lui, nu contează cât ai, contează ce faci cu ce ai. Observați copilașul acela cu câteva pâinișoare și câțiva pești. A fost la îndemână și le-a pus în mâna Domnului Iisus. El a hrănit mii de oameni. Și așa se întâmplă și în zilele noastre. Dacă te pui la dispoziția lui Hristos, dragii mei, chiar dacă ești gângaf ca Moise, te poate transforma în generalul lui. Sau chiar dacă ești un Iosua la umbra unui titan, te poate transforma în biruitorul care a ținut o generație întreagă pe urmele lui Dumnezeu. Deci El zidește biserica prin oameni. Dar ce înseamnă porțile locuinței morților nu vor birui? V-aș duce sub cruce, în momentul răstignirii Domnului Iisus, versetul 46 din Matei 27, pe la ceasul al 9-lea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cei care erau sub cruce au alergat repede să-i dea un burete plin cu oțet. Iisus l-a refuzat. Și unii în batjocuri au zis, lasă, vine Ilie să vedem dacă îl va mântui. Iisus a strigat iarăși cu glas tare,
și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus și până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Dragii mei, asta a fost doar o degustare a realității pe care a venit să o aducă Hristos, a biruinței pe care a venit să o aducă Hristos. În momentul în care El a plătit păcatele, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră, au înviat și au intrat în cetate, s-au arătat multora. Dumnezeu a oprit acest demo, această demonstrație și a lăsat istoria să curgă mai departe. Știți de ce? Pentru ca tot mai mult să fie pecetuiți cu pecetea lui Dumnezeu. Și atunci când ultima trâmbiță va suna și mormintele se vor deschide, tu să fii între cei care vor învia, să fii parte din biserica lui Hristos. Scriptura vorbește despre două învieri. Prima dată vor învia toți cei ce vor fi murit în Domnul, cei ce s-au întâlnit cu Hristos, cei ce și-au predat viața lui Hristos. Apoi va veni a doua înviere și judecata. Dar nu uitați, Scriptura ne spune, porțile locuinței morților nu vor birui. Când Domnul Iisus Hristos a înviat, a deschis porțile locuinței morților, a sfărâmat porțile locuinței morților, El are cheia. El închide, nimeni nu poate deschide, El deschide, nimeni nu poate închide, spune în Apocalipsa. Lasă-mi voie să citesc doar una din scrisorile pe care le scrie celor șapte biserici. Domnul Iisus este Cel ce vorbește. Îngerului bisericii din Smirna scrie-i. Iată ce zice Cel din tâi și Cel de pe urmă, Cel ce a murit, dar porțile locuinței morților n-au rezistat. El le-a spart dinăuntru spre în afară. Prin învierea lui din morți, Cel ce a murit și a înviat. Și acum vorbește bisericii. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagoga satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Când intri în jug alături de Hristos, nu poți aștepta un tratament mai bun decât l-a primit El. Dacă pomului verde i s-a făcut așa, ce se va face? Pomului uscat și ăștia suntem noi, dragii mei. De aceea Pavel vorbește cum vorbește și el zice, împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserica lui. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte. Și apoi? Moartea nu are biruința finală. Textul spune și îți voi da cununa vieții. Cu alte cuvinte, și noi vom trece prin moarte spre înviere. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui sau cel ce va birui, nu va fi vătămat nici de cum de moartea a doua. Dragii mei, biruința finală a morții ar însemna despărțirea finală de Dumnezeu. Dar textul spune, cel ce va birui, cel ce va rămâne credincios lui Hristos, cel care se dăruie lui Hristos, nu va fi vătămat de moartea a doua. Uitați-vă cum se încheie lucrarea Domnului Iisus, 1 Corinteni 15:24. În urmă va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire, orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, ne spune în Apocalipsa 20 Ioan. Moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Dar oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost și el aruncat în iazul de foc, care este moartea a doua. Observați, Domnul Iisus Hristos a venit să nimicească pe cel ce are puterea morții, să zdrobească capul șarpelui. El a venit să aducă viața. Dar pentru asta, biserica trebuie să fie biserica lui Hristos. Avându-L pe Hristos, prezent, viu, stăpân, cap. Și având
planurile lui Hristos pe inima fiecăruia dintre noi. Dați-mi voie să închei cu una din experiențele mele. Cu ani în urmă am fost în Israel cu profesorul de Vechiul Testament și cum am colindat Țara Sfântă, ne-a arătat pe vârfurile munților sau ale dealurilor de acolo ruinele unor cetăți. Și cu o voce, într-un fel, plină de durere, a zis: asta e tot ce a rămas din creștinismul cruciaților. Sunt cetățile cruciaților cu bisericile lor. Tot ce a rămas din creștinismul cruciaților. În jurul anului 1000 s-au dus să izbăvească Țara Sfântă din mâna păgânilor. E o istorie tragică de sute de ani, dragii mei. Dar când te uiți la aceste dărâmături și zici: unde-i viața? Te duci prin Turcia și ei la rând, bisericile din Efes, din Smirna, din Pergam, din Tiatira, din Sardes, din... Interesant, a mai rămas viață doar în Smirna și în Filadelfia. În toate celelalte au rămas ziduri și ruine. Ziduri și ruine. Biserica sunt oamenii, nu zidurile. Deci investiția pe care Dumnezeu vrea să o facă este prin oameni în oameni. Prin oameni în oameni. Toate celelalte, dragii mei, vor arde. Dați-mi voie să închei revenind la sfatul bătrânului Pavel. El este mai autorizat ca oricare dintre noi să vorbească, pentru că el s-a dat rob lui Hristos pentru zidirea bisericii lui. Timoteie, acea biserică va rămâne în picioare în generația care vine, care este zidită pe învățătura curată a Scripturii. Dragii mei, nimic altceva nu satură sufletul. Nimic altceva nu satură sufletul. Zidită pe învățătura curată a Scripturii, preocupată de mântuirea oamenilor. Asta este menirea noastră. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de ce rău. De ce? Pentru că noi suntem chemați să fim sare și lumină. Noi suntem chemați să arătăm drumul spre Hristos, croind cărea drepte cu picioarele noastre. Acea biserică va rămâne în picioare care este cârmuită și slujită de oameni transformați de adevărul lui Dumnezeu, pe care îi recomandă viața și slujirea lor. N-aveți nevoie, tinerilor, nici de voturi, nici de încredințări. Aveți nevoie de seriozitatea slujirii. Puneți-vă la dispoziția lui Hristos și El vă va ridica. Ridicați-L pe El și veți fi ridicați de ei, pe care îi recomandă viața și slujirea lor, care știu să mobilizeze resursele bisericii. Dacă Hristos este capul bisericii, biserica nu mai poate avea un cap, dragii mei. Nu-i nici papa, nu-i nici pastorul. Totdeauna sub Hristos trebuie să fie o echipă de oameni, să învățăm să slujim împreună. Și care veghează să-și păstreze focalizarea. Dragii mei, materialismul îți fură dragostea de cuvânt și dragostea de frați. Am fost în multe locuri în călătoria mea. Am început în Houston, în Texas, și m-am întâlnit cu frați de acolo, frați clujeni, vă salută cu toții. E adevărat că am fost imediat după anul nou, oamenii sătui de întâlniri, cea mai proastă vreme să te duci acolo după atâtea întâlniri și sărbători. Dar am fost pe urmă în biserici pentecostale și baptiste și m-am întâlnit cu oameni flămânzi după cuvânt. M-am bucurat în Portland, în Seattle, în Canada, în Detroit. Am văzut oameni deschiși la cuvântul lui Dumnezeu. Dar în același timp am văzut și situații în care suntem sătui. Da? Suntem sătui. Și știți de ce? Ne merge prea bine. Când ne merge prea bine, nu la întâmplare se roagă psalmistul: Doamne, nu mă lăsa nici prea sărac să fur, dar nici prea bogat să uit de Tine. Că asta se întâmplă când ne merge prea bine. Sunt vremuri în care pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții bat la ușa inimii fiecăruia dintre noi. Dragii mei, acea biserică va rămâne în picioare, care își va păstra focalizarea. Ferice de cei flămânzi și însetați după, ei vor fi săturați. Un ultim sfat din partea lui Pavel, nu din partea mea, din partea lui Pavel, pentru cei care veniți după noi.
Capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Spuneți-mi, aveți nevoie de anunțare generală și de votul bisericii pentru asta? Nu? Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în curăție și în credință. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Poate veți zice, dar nimeni nu-mi dă învonul. Îl ai. Mai întâi familia ta. Dragii mei, citiți capitolul 13. Tot ce trebuie să aibă un episcop, un prezbiter, se învață în casă. Dacă acolo ai falimentat, restul nu mai contează pentru Dumnezeu. Și de aceea, cred că le putem lua și le putem aplica fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi, până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Amin, vine și ziua aceea. Dar când ai pus mâna pe coarnele plugului, înaintarea ta trebuie să fie văzută de toți. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Văzută de toți. Și versetul 16. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Căci dacă vei face așa, ce stăruiește aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Eu voi zidi biserica mea prin mine, prin tine, prin fiecare dintre noi. Dragii mei, dacă tu nu te pui la dispoziția lui Hristos, Hristos n-are cum să-și zidească biserica. Nu contează ce ai, pune puținul care l-ai în mâinile lui și porțile locuinței morților nu vor birui. Chiar dacă ar fi să plătești cu viața ca și Pavel, moartea nu-i stația terminus. Și asta a venit Hristos să demonstreze. Dragii mei, vorbeam cu Filip și a zice, eu să fiu în locul tău, aș începe cu Hristos a înviat. A? 40 de zile, ucenicii s-au învârtit în jurul celui înviat până învierea s-a luat pe ei și nu i-a mai putut opri nici moartea, dragii mei. Porțile locuinței morților nu au avut nicio putere împotriva lor. Știți de ce? Pentru că învierea lui Hristos era reală pentru ei. Și când noi credem în înviere, atunci avem curajul să acceptăm suferința, chiar dacă nu este altă cale, ca împărăția lui Dumnezeu să se lărgească. Mai întâi prin copiii noștri și apoi prin cei pe care Dumnezeu îi va aduce în calea noastră. Amin.